Bine ați revenit la întâlnirea noastră săptămânală. Întrebarea de care ne ocupăm azi este una dintre cele mai grele de până acum, să ne o amintim. O furnică, reprezentată în desen printr-un cerculeț roșu, pleacă de la capătul fix al unui fir elastic cu lungimea de 4 cm. Furnica se deplasează cu o viteză constantă de 1 cm pe secundă față de firul elastic. Dar firul începe să se întindă, așa cum vedeți în animație, exact în momentul în care furnica începe să se miște, astfel încât capătul firului opus furnicii se îndepărtează de capătul din care a plecat furnica cu 2 cm în fiecare secundă. Întrebarea este următoarea. Ajunge furnica la capătul firului? Dacă răspundeți nu, asta e tot. Dacă răspundeți da, în cât timp? V-am spus că putem găsi răspunsul în 3 moduri. Folosind legile de mișcare din fizică, folosind intuiția și cu ajutorul matematicii. Prima metodă, cea legată de fizică, nu voi arăta aici, deoarece mișcarea furnicii față de capătul fix al firului nu este o mișcare uniformă și nici măcar uniform variată. Și din această cauză, rezolvarea cu ajutorul legilor de mișcare se poate face doar dacă folosim calcul integral. Și după cum știți, întrebările din această serie se adresează tuturor, nu doar celor care știu matematică. De aceea, vă voi arăta întâi că putem răspunde la întrebarea dacă ajunge sau nu furnica la capătul mobil al firului și fără matematică, doar înțelegând exact felul în care se mișcă furnica față de capătul fix al firului. Pare ciudat la prima vedere să încercăm să găsim răspunsul folosind doar intuiția, pentru că problema este cât se poate de contraintuitivă. Adică pare aproape absurd să presupui că furnica poate ajunge la celălalt capăt al firului, ținând seama că viteza ei față de fir este de 1 cm pe secundă, iar viteza cu care se îndepărtează capătul firului de capătul fix este dublă, este de 2 cm pe secundă. Dar veți vedea că dacă ne străduim să înțelegem exact ceea ce se întâmplă, putem demonstra, fără calcule, că furnica ajunge la capătul firului. Cum este posibil? Explicația scurtă este aceea că în timp ce capătul opus al firului are o viteză constantă față de capătul fix, 2 cm pe secundă, viteza furnicii față de capătul fix crește pe măsură ce ea înaintează de-a lungul firului. Să vedem de ce. Ca să fac explicațiile mai simple, atunci când nu voi preciza față de cine măsurăm o anumită viteză, voi presupune că ea se măsoară față de capătul fix al firului. Deci, dacă nu spun altceva, vitezele despre care voi vorbi se măsoară față de capătul fix al firului. După cum știm, firul se întinde. Și întinderea are loc pe toată lungimea firului, nu doar la capăt. V-am atras atenția asupra acestui lucru atunci când am pus întrebarea. Deci, toate punctele firului sunt în mișcare, nu doar capătul acestuia. Priviți ce se întâmplă cu agrafele atunci când întind firul. Observați că toate trei se îndepărtează de capătul fix al firului, iar viteza cu care se îndepărtează este cu atât mai mare cu cât ele sunt mai departe de capătul fix al firului. Această observație este foarte importantă și ne ajută să înțelegem cum se mișcă furnica de-a lungul firului. Deci viteza punctelor de pe firul elastic crește de la 0 la capătul fix la 2 cm pe secundă la capătul mobil, așa cum vedeți în acest desen. Și deoarece alungirea unui fir elastic sub acțiunea unei forțe
este proporțională cu lungimea firului, vitezele punctelor de pe fir sunt proporționale cu distanța de la ele la capătul fix. Și asta înseamnă că dacă viteza capătului mobil este de 2 cm pe secundă, așa cum vedeți în desen, un punct de la mijlocul firului are jumătate din această viteză, adică 1 cm pe secundă. Deci în momentul plecării, furnica are deja viteza egală cu viteza mijlocului firului, 1 cm pe secundă. Dar imediat ce se pune în mișcare, furnica își mărește viteza, deoarece în fiecare punct al firului, viteza ei va fi suma dintre viteza ei față de fir și viteza punctului respectiv al firului față de capătul fix. Și pentru că pe măsură ce se îndepărtează de capătul fix, viteza firului în locul în care se găsește furnica se face tot mai mare și viteza furnicii crește. Așa că până la urmă, furnica trebuie să ajungă la mijlocul firului. Dar mai departe, când furnica ajunge la mijlocul firului, ea are viteza, nu uitați, față de capătul fix al firului, suma dintre viteza ei, adică 1 cm pe secundă, și viteza mijlocului firului, care este și ea de 1 cm pe secundă față de capătul fix. Asta înseamnă că atunci când ajunge la mijlocul firului, furnica are aceeași viteză cu capătul mobil al firului. Așa că raționamentul pe care l-am făcut se poate repeta. Imediat ce trece de mijlocul firului, viteza ei devine mai mare decât 2 cm pe secundă, ceea ce înseamnă că trebuie să ajungă mai devreme sau mai târziu la capătul mobil al firului. Acum pot să vă arăt o animație care exemplifică chiar problema noastră, adică viteza furnicii 1 cm pe secundă, viteza capătului 2 cm pe secundă, iar lungimea inițială a firului este de 4 cm și, după cum vedeți, furnica ajunge într-adevăr la capăt. Am demonstrat, deci, că furnica ajunge la capătul firului. Partea foarte interesantă este aceea că, folosind același raționament, putem demonstra că furnica ajunge la capătul firului indiferent cât de lung este firul și indiferent cât de repede se îndepărtează capătul mobil al firului, adică indiferent cât de mult se întinde firul în unitatea de timp. Dacă nu credeți, gândiți-vă în felul următor. Deoarece viteza furnicii față de capătul fix crește tot timpul, fiind egală cu viteza ei față de fir plus viteza punctului în care se găsește al firului față de capătul fix al firului, înseamnă că mai devreme sau mai târziu, furnica ajunge să aibă o viteză mai mare decât capătul mobil al firului. Așa că va ajunge până la urmă la el. Numai că odată cu creșterea vitezei capătului mobil și cu creșterea lungimii firului, timpul necesar deplasării până la capătul mobil crește enorm, poate să devină mai mare chiar decât vârsta Universului. Acum vă voi arăta o metodă aritmetică simplă, cu ajutorul căreia se poate găsi timpul necesar furnicii să ajungă la capăt, cu precizie de o secundă. Metoda constă în a aduna fracțiile care ne arată ce distanță a parcurs furnica din lungimea firului după fiecare secundă de deplasare. Și pentru a simplifica lucrurile, să presupunem că întinderea firului nu se face continuu, ci în salturi. Adică furnica parcurge 1 cm, după care instantaneu lungimea firului crește cu 2 cm, apoi furnica parcurge iar 1 cm, după care firul se alungește din nou instantaneu cu 2 cm și tot așa. Și în acest caz, în prima deplasare de 1 cm, furnica parcurge un sfert din lungimea firului, care este de 4 cm. Deci parcurge 1 pe 4 din lungimea firului. Acum firul se alungește și are 6 cm și furnica parcurge din nou 1 cm. Dar de data asta
acest centimetru reprezintă doar a șasea parte din lungimea firului. Deci acum furnica a parcurs 1 pe 6 din lungimea firului. Firul se alungește din nou cu 2 cm și are acum 8 cm, ceea ce înseamnă că în următoarea secundă furnica va parcurge doar a 8-a parte din lungimea firului și așa mai departe. Deoarece șirul de fracții pe care l-am scris reprezintă cât din lungimea totală a firului parcurge furnica în fiecare secundă, înseamnă că atunci când adunăm aceste fracții și suma lor devine 1, adică suma pe care o vedeți acum, furnica a ajuns la capătul firului. Dar cred că e nevoie aici de o explicație. Poate vă gândiți că degeaba a parcurs furnica într-o secundă, să spunem, a șasea parte din lungimea firului, pentru că după alungirea firului, acea lungime pe care a parcurs-o nu mai reprezintă a șasea parte din fir. Ei bine, ba da! Dacă furnica a parcurs a n-a parte din fir și după alungirea firului tot a n-a parte din fir a parcurs, deoarece ambele părți ale firului se întind, și cea din fața furnicii și cea din spatele furnicii. Ele se alungesc proporțional cu lungimea lor, ceea ce înseamnă că raportul lungimilor lor rămâne același, este constant. Așa că ceea ce trebuie să facem este să aflăm numărul fracțiilor pe care trebuie să le adunăm pentru ca suma lor să devină 1. Și acest număr ne va arăta câte secunde s-a mișcat furnica până când a ajuns la capătul firului. Dacă facem calculele, vedem că suma ajunge la 1 atunci când numărul fracțiilor este 12, deci în aproximativ 12 secunde furnica ajunge la capăt. Dacă vă întrebați de ce am spus aproximativ, este pentru că suma fracțiilor nu ne va da exact 1. Ne va da o valoare apropiată de 1. Am primit un răspuns parțial, cel trimis de Daniela Carmen Băluță, care a reușit să demonstreze că furnica ajunge la capătul firului, și un singur răspuns complet, cel al domnului Dumitru Antonie. Îi felicit pe amândoi și îi mulțumesc încă o dată domnului Dumitru Antonie pentru colaborare. Să auzim întrebarea, de fapt întrebările, pentru că vor fi două de azi. Deoarece întrebarea precedentă a fost una grea, azi vă voi pune două întrebări pentru care n-aveți nevoie deloc de calcule și nici de cunoștințe serioase de fizică sau chimie. Sunt mai mult întrebări de gândire, deși se referă la un fenomen fizic. După cum știți, în general, corpurile solide își măresc dimensiunile atunci când se încălzesc, fenomen numit dilatare. Prin dilatare cresc dimensiunile liniare ale corpurilor, de pildă lungimea, lățimea, înălțimea, ceea ce înseamnă că crește și suprafața lor și volumul lor. Prima întrebare. Să presupunem că avem o bucată de tablă de formă neregulată, așa cum vedeți în desen, care are decupată o porțiune în formă de cerc. Punem tabla la soare și pentru că se încălzește, se produce fenomenul de dilatare. Ce credeți că se întâmplă cu diametrul găurii? Crește, scade sau rămâne același? A doua întrebare. Presupuneți că avem o piesă metalică cu forma din desen. Piesa are în fiecare punct aceeași compoziție și aceeași densitate. Este deci omogenă. Ea este în echilibru atunci când se sprijină în punctul A, așa cum vedeți în desen. Asta înseamnă că centrul ei de greutate este deasupra vârfului pe care se sprijină, în interiorul ei, undeva în zona punctului A. Ce se întâmplă dacă crește temperatura aerului din jur, deci și a piesei? Piesa se încălzește. Mai rămâne în echilibru? Dacă răspunsul vostru este da, asta e tot. Dacă credeți că nu, care parte coboară? Cea din stânga sau cea din dreapta? Succes pe săptămâna viitoare!